Ceau, sunt Vlad de pe Toto.ro, vreau să prezint mașina de la Xion, mașina de la Spectra Xion, mai exact. Este mașina Spectra Xion Gorilla, adică cu mânerul mai gros, mânerul de 40 de milimetri. După cum știți, Spectra Xion este o mașină superbă, este o mașină formidabilă, deci chiar formidabilă. Așa vine, avem pe varianta gold, așa, și pe varianta pe negru. Așa vine ea. Varianta pe Gorilla este diferit doar mânerul. Mânerul este de 40 de milimetri, este mai gros. De aia se spune varianta Gorilla, Spectra Xion Gorilla. Are mânerul de 40 de milimetri. Ea vine cu două strocuri, cum le vedem și aici, de 3,2 și de 3,7. Cu toate știm, strocurile ne ajută foarte mult, depinde de fiecare în parte la ce le folosi. Strocurile mari ne ajută la linii, la umplut, care putere mai mare. Strocurile mici ne ajută foarte mult, să zicem așa, la umbre, da? Și la linda mai mult la umbre, da? Care forță mai mică. Ele vin cu două strocuri interschimbabile de 3,2 și de 3,7 mm. Depinde de fiecare parte ce tip de stroke doriți. Are clicul specific la cei de la Xion și la mânerele de la Fucairon. Mânerul se poate pune la autoclav după ce ați terminat un tatuaj. Este foarte bine să-l băgați la autoclav, cei care aveți la autoclav. La autoclav îl puteți steriliza până la 222 de grade Celsius. Partea aceasta, la altă, o putem dezinfecta cu un sterilizant la rece. Foarte, foarte simplu, cu un șervețel putem schimba foarte, foarte bine să o dezinfectăm. Pe lângă asta, aici avem o cheiță. Și cheița se pune aici, putem să dăm jos și să schimbăm stroke-ul. Este foarte simplu. Avem și aici, o să vedeți că aveți aici, schimbăm stroke-ul. Putem să-l facem hard sau soft, depinde de fiecare cum doriți. De aici se mai reglează iar mașina, să facem hard sau soft. Pur și simplu se învârte de aici, hard sau soft. Iar la fel, la hard sau soft, depinde de fiecare în parte cum sunteți obișnuit. În principiu, hard-ul este specific pentru color packing și linere. Soft-ul este pentru shading. Na, acum depinde de fiecare în parte cum doriți, cum sunteți obișnuiți. Nu este o regulă neapărat exactă, fiecare pentru fiecare. Unii puteți să folosiți și hardul pentru shading. Deci depinde, de aia spus, depinde de fiecare în parte. Depinde cum v-ați obișnuit, depinde cum sunteți obișnuiți cu mâna, să apăsați mai tare, să nu apăsați așa tare, să mergeți mai repede cu mâna, mai încet, într-o parte. Deci depinde de fiecare, niciodată nu o să existe o regulă anume. Cum v-ați obișnuit, așa le faceți. De asta tot timpul vreau să spun asta, ca să știți că nu e neapărat trebuie să facem aia. Dacă voi sunteți obișnuit să faceți, nu știu, cu softul să face niște linii foarte, foarte ok, mergeți pe soft, nu neapărat răspundeți pe hard. După cum știți, este varianta cu RCA, RCA-ul se bagă aici, RCA-ul este protejat, să spunem așa, încât să nu se miște absolut, absolut deloc. Ea vine cu motor de 6W, motor Bolt System, cum îi spun cei de la Xion, de la Fucairon, motor Bolt System de 6W, este un motor foarte mare, 6W, este un motor exagerat, să zicem așa, printre cele mai mari motoare și iar foarte, foarte puternic, are o bătaie chiar silențioasă și fixă. Putem spune chestia asta, care o bătaie super, super fixă, sincer, așa se laude și cei de la Spectra cu chestiile astea. Acestea ar fi mașinile de la Fucairon, Xion Gorilla, adică Gorilla se referă la mânerul mult, mult mai gros, mânerul de 40 de milimetri, mult, mult mai gros decât oricare altul de la cei de la Xion. Acestea ar fi Spectra Xion Gorilla. De pe Toto.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!